Puneți-vă centura de siguranță, Marian Godină este aici. Bună seara, eu o să încep prin a spune că am foarte mari emoții și sunt și foarte răcit. Cred că e normal să am emoții, mă aflu în fața unor asemenea artiști, eu un simplu polițist. Stai liniștit, Chelo, nu sunt în timpul serviciului. Suntem oameni norocoși. Niciunul dintre noi nu e azi în uniforma pe care o merită. Nu știu dacă ți-amintești, dar noi doi ne-am mai întâlnit cu ceva timp în urmă. De fapt, și dacă ți-amintești, întâmplarea n-ai avea cum să mă recunoști, pentru că atunci eram la muncă și aveam cagulă. Nu ești jandarmul care a însoțit dicotul la mine în casă, crede-mă. El și-a dat cagula jos. Îți era fan? Da. Eu știu că tu nu suporți polițiștii, dar pot să spun din adâncul sufletului. E reciproc? În sfârșit avem o relație. Da. Gata, uite, tac, eu n-am voie să vorbesc cu tine. Trebuie să încasez tot ce-mi dai tu acum. Da, poți să dai și înapoi. Nu. Nu-i problemă. Nu. M-am interesat un pic de cariera ta muzicală și am aflat că primul pseudonim artistic a fost Tenie. Cred că și atunci muzica ta dădea dureri de stomac. Casa de discuri a Paraziților se numește 20 de centimetri Records. Nu putea și voi să vă adunați mai bine lungimile mâinilor, să dea mai mult? Toate piesele lui Chelo au fost compuse atunci când a dat cu degetul mic de marginea patului. Știu că ai scos și o melodie de curând, Antimiliție, iar unii te-au dat în judecată pentru asta. Pe mine, sincer, nu m-a făcut să dansez melodia, dar nici nu m-a deranjat. Din moment ce se numește Antimiliție, cred că ar trebui să se simtă lezați milițienii, nu polițiștii. Niciun polițist adevărat nu cred că ar fi atins de versurile astea. Adică e ca și cum aș scrie o melodie denumită Antiactori și m-ar da în judecată Bendeac. Frumoasă construcție. Exact, da, frumos. Dacă n-ai imaginație, fă-te polițist, e unul dintre versuri. Ce e așa ofensator? Unii ar trebui să știe că atunci când compui o piesă, trebuie să ții cont și de rimă și de măsură. Cred că ar fi fost greu să faci să sune bine un refren lung, ceva de genul, dacă nu te mai ascultă nimeni și nu prea mai ai concerte, fă-te jurat la ai umor. Nu sună. Corect. Am observat că atunci când cânti, cu stânga ții microfonul și dai în continuu din mâna dreaptă. Ce cu semnele alea? Parkinson. Oamenii care te ascultă cântând nu sunt surzi, doar și-ar dori să fie. Și tot timpul te iei de oameni, mai ales de cei care vin la ai umor, poate nu e vina lor, poate gândești tu mai lent. Poate că singurul lucru mai lent decât gândirea ta e metabolismul lui Micuțu. Ori potența lui Badea. Lui Dan Badea, să ne înțelegem. Da. M-am întâlnit la intrare cu Dan Badea și... Așa. M-am luminat la față de cum l-am văzut. L-am rugat să mă lase să-i fac o poză și el foarte amabil a zis că dacă vreau putem face chiar împreună o poză. I-a spus că eu sunt un om simplu și că nu aș fi demn de o astfel de poză alături de o așa vedetă. De fapt, eu aveam nevoie de o poză doar cu el, pe care să o postez ca să vadă oamenii ce pot păți în cazul unui accident rutier dacă nu poartă centura. Chelo, revin la tine un pic. Tot timpul te uiți urât, te strâmbi, nimic nu-ți convine. Este exact fața pe care o fac în pat iubitele lui Bendeac, când se prefacă se simt bine. Am pățit și eu, maestre, împărțim. Ai spus că te duci la el, de ce să mă lovești? Am luat asupra mea. Acum nu te supăra, eu zic ce am auzit. Așa cum zice lumea că nu există un prezentator mai slab decât Copoț. Bine, asta până când se prezintă tu X-Factor. Tușe! Și iarăși mă întorc la Chelo. Ca să nu dau în Bendeac. Să știi că eu sunt foarte mândru să fiu cu tine pe scenă azi și Mihai cred că simte la fel. Oriunde am fi cu tine, prezența ta acolo ne face pe noi să părem extraordinari. Taică-miu e din comuna Adunați, județul Prahova. Acolo e născut și crescut. Îți e un loc cunoscut, cred. Da. Și chiar când i-am zis de tine, mi-a zis că dacă aș face niște săpături, aș putea descoperi că undeva, pe departe, suntem un fel de rude. Dar nu m-am apucat să caut, că am zis, ce nu știi, nu te omoară.
Chiar odată când am fost la țară, l-am văzut pe Chelo în curtea școlii și i-am zis și lui taică, uite-l pe Chelo. M-a întrebat ce cauți tu în curtea școlii, mi-a fost jenă. Succesul. Succesul? Mi-a fost jenă să-i spun adevărul și i-am zis că joci golf. Ce-i drept, minciuna n-a fost chiar atât de grosolană, chiar jucai un fel de golf, doar că fără minge, iar cross era din nuiele. Uai, cât de bun e asta! Per total, Chelul e chiar foarte tare. Dacă stau să mă gândesc, e singurul om care și-a luat amendă de circulație de la Dicot. Și asta pentru că a trecut pe verde. Este gluma sezonului! Bravo! Extraordinar! Bă, bă, cât de mișto! Genius! Genius! Ce construcții, ce tot! Foarte bun! Mare fan! Oricum, la ce emoții am, mi-ar fi plăcut să mă întâlnesc cu tine înainte, în backstage, să ți-aș fi cerut ceva, să mai scap de emoții. Odată un prieten mi-a zis că l-a văzut pe Chelo beat mort în timp ce dădea la rațe. Nu l-am crezut, i-am și zis, bă, n-are cum. Chelo nu dă niciodată la rațe, el doar ia de la rațe, pentru că are concerte doar la baluri de boboci. Iată, în sfârșit, un polițist care scrie mai bine decât vorbește. Lumea știe că scriu bine, dar cu ocazia asta pot să le arăt că știu să și citesc, de-aia nu mi-am învățat textul pe de rost. Excelent. În fine, chiar nu am venit aici să-mi arăt mușchii, dar dacă e nevoie, o pot face. Delia, acoperi-ți ochii, dacă e fizic posibilă treaba asta. Ți-aduc rucsacul meu, nu te sperie. Dar ce vezi, mă, cu ochii mei? Poți să-i acoperi și cu un singur deget. Ochii mei nu sunt atât de mari. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Bine, băi, bine, băi. Chelo, ai toată aprecierea mea pentru lucrurile pe care le-ai făcut în viață, până când te-au prins. Am sigur. Sincer, chiar îmi place aici la voi. De fapt, mereu îmi place să-mi petrec cât mai mult timp în compania oamenilor deștepți și minunați. Mi se mai întâmplă și să ajung între oameni insuportabili și să nu știu ce să fac ca să scap. Atunci încerc să-mi caut tot felul de scuze, ba mă fac că primesc un mesaj, ba nu mai merge la muncă. Spună. Dar aici cu voi e altfel, aș sta aici chiar până dimineață, dar în 10 minute chiar trebuie să ajung urgent la o întâlnire, așa că vă salut. Să nu pleci, să nu pleci. Bravo, băi! În momentul ăsta, deci, hai să strângem mâna precum politicienii. Toți se așteptau ca eu să fiu mitocan, să zic, să fac, să dreg. Mie îmi place omul, consider că este un polițist care are curajul să spună în mod public toate lucrurile pe care colegii săi nu vor să le expună. Sunt îmbrăcați aproximativ la fel. Nu am nimic cu acest om. S-ar putea să fie polițist. Ești, te consideri polițist sau milician? Polițist. Nu toți polițiștii ne urăsc. Și în același timp, nici eu nu urăsc polițiștii. Noi am generalizat în cântecul anti-miliție pentru a crea o secundă de umor în viețile voastre. Marian Godin este acea persoană care cumva ne-a luat partea în mod direct la problema procesului nostru cu sindicatul polițiștilor. Mai avem un polițist acolo, îl stimez în toată inima de foarte mult timp. Aplauze pentru unul dintre cei mai buni polițiști din țara asta. Poți fi locul 2 dacă vei munci ca el în această viață. Traian Berbeceanu. Bă, în momentul în care m-am întors și l-am văzut pe Traian Berbeceanu, hai mă, deci Traian Berbeceanu este, a fost șef de ICOT Alba Iulia Hunedoara, ceva de genul ăsta. Deci el este considerat așa un pic un erou. Salut! Să aveți o zi minunată, domnule! Senzațional a fost! Salut! Pare bine, nu știu dacă o să credeți, acum două seri am văzut interviul de la Cătălin Ștefănescu. Mă bucur să vă cunosc. Mamă, ce tare! L-am văzut pe Traian Berbeceanu. Omul e polițist! Cea mai mare bucurie în această seară, și este reală, 100%, este prezența domnului Berbeceanu, un om pe care eu îl consider un polițist
de calitate și un om minunat care își respectă principiile, care a suferit pentru munca lui. Doamne, deci este extraordinar faptul că se află în același loc și Chelu și Diegotu și... Bravo! Godin a fost exemplar. Eu chiar m-am distrat groaznic. M-a făcut să îl tratez cu bucurie. În sfârșit, am și o parte de ceva. Iar astăzi, la umor, eu îi dau votul meu chiar dacă nu este necesar. Înfrățirea între infractor și milițian, polițist. Milițian, dacă eu sunt infractor, tu ești milițian. Cel mai mișto este că atunci când noi am sunat la poliția română, îi facem un rost lui Chelu, i-au fost super încântați de această idee. Sigur că da. Păi, dar ce bine că mi-ați spus, chiar și noi ne gândeam să facem ceva. Pe bune? Da. Asta mă, deci voi ați sunat la poliție pentru că trebuie să cereți acceptul. Da, normal. Și Berbeceanu? Cunoaște foarte bine, vorba și că au venit împreună. Nu cred că a venit special ca să-l susțină pe Marian Godină, consider că a venit pentru mine. Iar acesta este un cadou extraordinar pe care îl primesc în ultima zi de filmări în sezonul 7. Punct. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!